Salutare tuturor! Salut, dragilor! Suntem cu Cosmin aici în prima zi din 2023. La mulți ani, 1000 de ani, dragii mei! La mulți ani tuturor, la mulți ani, și să nu schimbați canalele, să vă uitați la noi și anii care vin. Și ne-am trezit de dimineață, așa, într-o dimineață din asta splendidă de pe malul Dunării. Noi acum suntem la pensiunea Tarabostes, în spatele nostru, suntem pe terasă. Cam așa este Bellevue, care îl avem aici cu golful, golful Dunării. Vis-a-vis este malul sârbesc, noi suntem pe malul românesc. Dar și eu și Cosmin, și bănuiesc că și foarte mulți dintre voi care ați călătorit prin zona asta a clisurii Dunării, a județului Caraș-Severin, ne-am lovit de problema asta a semnalului de telefonie mobilă. Și ce am făcut? Datorită faptului că suntem doi youtuberi celebri și ne cunoaște lumea și ne apreciază, am făcut rost de o cartelă de Serbia. Bine, mai puțin celebru. Eu celebru când sunt lângă maestru. Dar da, e o problemă cu chestia asta. Am făcut rost de o cartelă SIM de Serbia, de al operatorului A1, care are un giga gratis, niște chestii, și 10 giga de trafic de Facebook, de WhatsApp. Am băgat-o în telefonul meu, Samsung S22 Ultra, telefon în care este și o cartelă cu abonament la Orange. Noi în acest loc suntem, și o să comut pe cameră și o să vă arăt, a venit și un spectator, salut pisicule. Da, fie vlogger. Deci noi suntem aici, la Tarabostes Ranch, lângă Coronini, între Coronini și Moldova Nouă. Adică aici. Bun. Pe ecranul telefonului avem semnalul celor două rețele. Prima din stânga, cea care merge acum în conexiune de date, este cea românească, Orange-ul. Cea de-a doua este cea sârbească, rețeaua A1. Bun. Și am luat o aplicație din asta de monitorizare a internetului, care se numește Network Cell Info. O aplicație care îți arată tot felul de chestii despre rețeaua pe care o folosești, în parametrii tehnici, mai mult sau mai puțin, care îi putem interpreta și înțelege noi. Dar așa, la o simplă vedere, SIM-ul 1 este Orange, SIM-ul 2 este A1 Serbia. Uitați-vă puțin la ce fac aceste indicatoare. Deci pot fi și pornit. Nici eu nu știu să merg cu această aplicație prea bine. Dar parcă cea de România deja l-a trecut în H+, a renunțat la 4G. Să facem încă o chestie, să dăm telefonul în mod avion și să-l reactivăm, ca telefonul să recaute rețelele. Să vedem ce ne mai arată pe aici. Mai prinde nicio rețea, nimic? E pustiu, dragule. Bă, chiar așa te-ai supărat? E pustiu rău de tot. Bă! Samsung-ule, hai nu fi rău. Arată-ne că poți. Bine, știi că ce spune pe aceste telefoane Samsung, că sunt destul de proaste pe partea asta de semnal. Niciun serviciu, e bine, nu mai avem semnal deloc. Hai că am început bine. Am început bine vlogul. Am început bine vlogul, da. Ia să-l repornim, nu? Bă, repornește-te. Hai, Samsung. Până repornește Samsung-ul, vă mai arătăm o dată priveliștea de pe aici. E deosebit de frumos și de cald. Da, deci primăvara e aici la Moldova Nouă, sunt peste 10 grade afară acum. Nu e nici azi noapte și nici noaptea cealaltă n-a fost frig aici, nu sunt temperaturi de iarnă. Am făcut de râs cu Samsung-ul ăsta, era de așteptat să... Dar mai baterie sau ce? Nu, n-am mai prins semnal. Ah. Bine, e posibil că aplicația aia să-i facă ceva, știi, să-l... Dar îl repornește acum. Bine, ideea este că e de neacceptat ca pe teritoriul național al României sau al oricărei țări
să poată pătrunde semnalul de la un alt operator atât de puternic. Atât de puternic, deci în interiorul țării vecine. Și ce e mai și mai ridicol e că tu, care ești în teritoriul tău național, să plătești servicii de roaming la un preț de 2 euro, 3 euro pe minut, în situația în care tu n-ai părăsit țara. Da. Deci tot la cer și... Deci atent că are pornit și este în 4G pe Orange. Bac, 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 unde ne arată, mă? O să ne spun cei care ne urmăresc dacă apar situații de, sau se confundă cu asemenea situații și în alte zone de graniță. Dar noi aici... Dar aici de mulți ani problema asta, din totdeauna, nu e de ieri, de la alteri, știi? Da, da. Oricum, așa. Se pare că doar serbii fac chestii. Deci, uite-te cum ce informații ți arată despre rețeaua din România și uite-te cât este de stabilă rețeaua sârbilor. Băi, e incredibil. Da. Acest Orange, în mijlocul Craiovii, merge în 5G, poți downloada ce vrei tu cu super mare viteză. Iar aici, lângă un drum european, ai un semnal care e inexistent. Hai să rulăm un test de viteză din ăsta online, care e disponibil la foarte multe, la foarte mulți operatori. Să luăm pe ăla de la Digi, ca să nu rulăm, să fie un terț, să zicem așa. Bine, pe Orange a trecut în H+, și încă caută. Deci nu poți folosi telefonul în mod de navigare. Uite de la el, Cosmin. Caută și caută. Păi da, asta e viața mea, brother. Știu. Asta e viața mea fiecare zi. Deci e incredibil. Tot Orange am și eu. Hai să schimbăm pe... Dar înainte am avut Vodafone, aceeași chestie. Deci nu... Să schimbăm... Nu contează operatorul din România. Să schimbăm operatorul, să trecem internetul pe cel de la sârbi. 4G+. Ne cere numărul cartelei, nu știm. Încercați din nou. Ia uite, pe cel de la sârbi a mers. Și știi care e chestia? Că dacă ne uităm acum la Dunăre, da? Da. În punctul care suntem noi, distanța până în malul sârbesc este de cel puțin 6 km. Distanța până la următorul turn GSM, care îl vedem chiar acolo pe culmea respectivă, este poate chiar 7 km. Da. Linie dreaptă. Uite, că, tocmai acolo e. Da, că noi aici nu avem curbe, deci vorbim linie dreaptă, 7 km. Poate zooma acest Samsung S21 cu care filmăm. Așa, turnurile românești, uite că vedem pe nu știu dacă avem 600 de metri linie dreaptă. Sunt în spatele noastre. 600 de metri versus a 7 km. Semnalul lor e ți-a foc telefonul, de nu poți încălzi o oală cu supă. Hai bă, ce ai făcut? Dar asta este povestea vieții noastre aici pe Clisură. Este unul dintre inconvenientele cu care ne confruntăm zilnic. Și asta e. Hai că l-am laudat și internetul sârbilor. A murit și ăsta. A murit și ăsta. Bă, bine, cred că ai de face cu, cum spune, cu aplicația și cu telefonul. Cred că pentru că acum sunt în browser, știi? În browser. Practic fac un test de viteză. Ia să vedem. Ce ne zice? Oh. A murit complet. Deci am lăudat sârbii până în 1,2 mega pe download. Dar nu, bine, acum sunt mulți factori care pot influența chestia asta. Dar semnalul sârbesc e clar, e mai puternic. Pentru datorită distanții la care suntem, adică e incredibil. Uite, ori acolo, și acolo și în fața noastră acolo, pe celălalt deal departe, văd eu, tot un releu este. Zic. Asta de aici, de pe ostrov, ăsta e al nostru, dar asta e militar, nu-i... Nu, dincolo, peste, pe culme acolo. Pe culme, da. 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 Foarte ciudată. Ciudate fluctuațiile astea de semnal. Deci e aproape inexistent. Și suntem afară, lângă drumul european care merge spre Moldova Nouă. Și sub relee. Și aproape de relee. Interesant. Deci, Orange românesc... Acum nu are semnal de date. Înuntru, deja nu se mai pune problema. Într-o incintă. Da. Asta e un episod așa care l-am făcut la moment. Din frustrare. Dar nu e normal. Adică, chiar dacă e o zonă oarecum izolată a țării, eu tocmai în zonele astea izolate aș pompa mai mult pe calitatea semnalului și pe... Nu de curând, adică ieri au fost două fete care s-au pierdut în zonă, le-a căutat toată poliția, jandarmeria, poliția de frontieră, pentru că erau în zonă fără semnal. Adică, fără semnal de voce.
Atenție, pe semnal de voce, nu vorbim de semnal de date 4G, 5G și așa mai departe. Pe un traseu Reșița Anina Bigger, deci nu s-au aventurat deep. Ca în, noi, un mergem într-un off-road, da, în chestii din astea. Pe un traseu, pe șosea sau pe lângă șosea, cât de mult poți să te îndepărtezi de șosea în zonele astea, unde nu prea ai unde să ieși din șosea decât pe câteva drumuri forestiere. Păi ele s-au îndepărtat de șosea, dar erau cu o mașină, cu un autoturism sau cu o mașină din asta nepregătită pentru off-road, cât s-au putut depărta? Exact. Un kilometru, doi, trei, deci nu au intrat adânc în pădure sau în zone din astea. Poate ne urmăresc și cei de pe la trusturile astea de telefonie mobilă și încearcă să schimbe un pic, pentru că cred că imposibil nu este să umbli la aceste relee, să le faci o idee să meargă puțin mai puternic sau să aibă un semnal mai de calitate. Pentru că ce nu înțeleg eu este că în orașele aglomerate tu ai un semnal de calitate unde sunt mii de oameni pe aceleași perele, iar în zonele astea unde ai doar tranzit și câțiva localnici, tu nu ai semnal de nicio culoare, adică ai un semnal inexistent. Sincer, cred că depinde totul de volumul celor care au potențial să le umplă, între ghilimele, umple frigiderul. Dacă ești într-o zonă urbană și ai foarte multe reclamații, sigur, ești forțat sau decizi să faci ceva. Dacă ai ești în o zonă ca cea noastră, unde traficul este limitat și cei care, săracii, pățesc chestii de genul ăsta, să vină facturi de 2-3 euro pe minut, sunt relativ puțini, atunci nu le forțează mâna să facă nimic în privința asta, pentru că, din nou, este ilogic ca 30-40 de kilometri în interiorul țării noastre să intre un semnal străin și mai mult să fii taxat pe roaming pe chestia asta. Da, deci atenție cu călătorit în zona asta, opriți roamingul și opriți internetul pe roaming. Orice pentru trafic că, pentru că chiar dacă nu folosești telefonul, faptul că ai datele active, aplicațiile rulează în fundal și fac oarecare un schimb de informații care imediat va fi taxat. Deci majoritatea dintre noi, dragilor, avem telefoanele setate pe automat când vine vorba de selectarea furnizorului sau operatorului de date. E, aici pe clisură, pentru că avem chestia asta setată, automat furnizorul românesc sau operatorul românesc este dat afară din rețea și intră sârbii peste ei, da, între ghilimele. Deci cel mai bun lucru este, o să-l oprim de tot, dar nu putem opri telefonul pentru că avem nevoie de el. În schimb, putem intra în setările telefonului și să schimbăm, să comutăm de pe automat pe manual în ceea ce privește setarea operatorului, să ne selectăm operatorul nostru care îl avem în țară. Și cred că dacă facem chestia asta, se îmbunătățește un pic și calitatea semnalului. Nu, eu l-am pe manual, pe amândouă. L-ai pe manual. E, ok, deci nu-i valigia, am spus. Ce să zic, aceeași chestie am observat-o și cu posturile de radio. Intră 10 de posturi sârbești. Da. Sau bulgărești în zona Olteniei. Da, asta din totdeauna. De calitate. Tu poți asculta tot ce vrei în limba sârbă sau bulgărească. Da. Și Radio Reșița doar. Adică nimic în limba română. E foarte, foarte curioasă chestia asta. Și de neînțeles oarecum. Bine, noi aici nu avem postul de radio în limba română decât Radio Reșița. Nu știu dacă Severinu are post de radio. Probabil sunt, că are. Sunt și private. Sunt mai multe. Dar aici avem Radio Creștin, un radio creștin de mică putere, chiar aici în Moldova Nouă. Și restul, cel mai mare operator, adică cel mai mare post de radio e Reșița. Dar celelalte naționale, Kiss FM, Digi FM, sunt o grămadă. Da. Care Europa FM. Păcat. Bun. Cam asta a fost mesajul nostru și clipul despre semnalul telefoniei mobile în zona asta. Încă o dată, atenție cu roamingul, pentru că Serbia, nefiind o țară în Uniunea Europeană, tarifele sunt uriașe. O specificație aș vrea să fac, o notă care e foarte importantă. Dacă cumva cădeți victime chestii astea, dacă faceți o reclamație scrisă, mai ales prin e-mail, din experiența mea personală știu, pe persoană fizică, imediat vor anula factura respectivă. Deci nu vă speriați pentru că o puteți anula. Dacă cumva telefonul sau serviciul de telefonie sunt pe firmă, este mai complicat, trebuie să faceți un dute vino cu ei de e-mail-uri, de mici amenințări, de nu știu ce, pentru a anula factura. Câteodată anulează doar o parte din factură, dar pe persoană fizică aproape 100% factura vă este anulată dacă faceți reclamație. Dacă nu faceți reclamație, dragilor, veți plăti o factură de sute de lei sau depinde de cât ați folosit telefonul pe clisura adunării. Da. Cosmin, ce să mai? Ne vedem cu bine noi și noi episoade. Ne vedem. Trebuie să vă abonați și la canalul lui și la ăsta dacă n-ați făcut-o până acum. Să ne auzim cu bine. Să ne auzim cu bine. Hai, bye bye. Ciao, dragilor.